Așa cum pomenia și Sabin astăzi, datorită evenimentului fericit pe care îl avem între noi anunții, a fost afectată această slujbă, suntem mai puțini. Și mi-am adus aminte, în timp ce stăteam aici la începutul slujbei, de un păstor american care, preluând o biserică în zona rurală din Statele Unite, a mers după instalare, după mutarea lui acolo, la prima slujbă și aștepta pe fermier să vină la închinare și a venit unul singur. Și păstorul, tânărul păstor și-a exprimat așa nedumerirea, na, acum ce să facem, frate? Că... Și fermierul zice, frate păstor, eu nu știu multă carte și nu știu multă teologie, dar știu că dacă o singură oaie vine la staul să mănânce, eu pun mâncare pentru ea. Și dacă celelalte nu vin. Și păstorul a zis, bine, păi atunci așa facem. Și a început să predice. Și a predicat, și a predicat, și a predicat, și nu s-a mai oprit, <laughs> și a predicat. A venit și aminul final, și la final zice, na frate, cum a fost? Frate, păstor, a fost bine. Eu nu știu multă teologie și multă carte, dar știu că dacă o singură oaie vine, nu-i dau mâncarea pentru toate oile. <laughs> Vreau să vă previn că nu mi-am scurtat predica în funcție de audiență astăzi. <laughs> Din potrivă, va fi una, o măsură plină, îndesată, cum zice scriptura, pentru că e o temă prea importantă ca să o tratez la modul general și trebuie să o tratez la modul specific, dar sunt sigur că Duhul Domnului este cu noi și sunt sigur că prin slujirea fraților de la Media și ceilalți frați ai noștri vor putea să beneficieze de ceea ce Domnul ne dă astăzi. Pentru ultima dată astăzi. Ne aplecăm înainte de vacanțe, de concedii, asupra priorităților corecte în administrarea banilor, dintr-o concepție de viață profund transformată de Evanghelie. În primele mesaje ale seriei acesteia, Banii în familie, am pus o bază biblică destul de largă și solidă în scriptură, iar în ultimele mesaje, incluzându-l și pe acesta, urmărim implicațiile scripturii și acestei concepții de viață care pune centrală împărăția și Domnia lui Hristos peste viața credinciosului, urmărim implicațiile acestei concepții asupra finanțelor noastre, în special asupra priorităților a felului cum ne organizăm. Vă amintesc că nu ne interesează să ne construim un cuib cald în lumea aceasta, clătinabilă, cât să ne găsim locul în ordinea împărăției neclătinate a lui Dumnezeu până și prin banii noștri. De aceea mă rog pentru voi și pentru mine ceea ce Pavel se ruga pentru credincioșii din Tesalonic. Tocmai de aceea, ne rugăm în întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă demn de chemarea Sa și să vă și să ducă la îndeplinire cu putere orice intenție a voastră de a arăta bunătate și orice lucrare a credinței voastre, astfel încât numele Domnului nostru Isus să fie glorificat în voi și voi în El potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos. Și toți spunem, amin, ascultă Doamne. Am afirmat în ultimele duminici convingerea noastră că poarta de intrare specifică în ordinea biblică privind prioritățile financiare o reprezintă sfințirea unei părți din venit pentru Dumnezeu în exclusivitate, Pornind de la Zeceuia în sus. Data trecută am învățat că lui Dumnezeu îi pasă de noi, iar grija lui se arată în multe feluri. Tatăl nostru, iubitor fiind, voia lui Dumnezeu pentru noi cuprinde împlinirea, satisfacerea nevoilor și a dorințelor noastre legitime. Există însă o scară a nevoilor pe care se poate urca de la nevoi la dorințe, de la dorințe simple la dorințe sofisticate sau de calitate și la dorințe sofisticate și ă, extravagante. Distinția aceasta mi-a așezat data trecută sub ochi o hartă care ne ajută să ne cunoaștem mai bine inima și tendințele ei. Ba chiar și condiția noastră materială și obiceiurile pe care le avem. În felul acesta, putem să ne reglăm mai bine inima și viața, aducându-le în ordinea împărăției lui Dumnezeu. Prioritatea numărul 2 a fost folosirea banilor noștri pentru a ne asigura pe cât posibil o viață decentă cu ochii la veșnicie. Astăzi voi aduce înaintea voastră alte două priorități importante. Ceea ce eu consider a fi a treia prioritate în domeniul financiar este bucuria de a fi liber de datorii. Astăzi vorbim despre datorii și dărnicie. V-ați pus centurile, da? Bifarea acestei priorități a libertății față de datorii, ca împlinită, depășită, ne introduce în libertatea de a alege ce vrem să facem cu banii noștri. Câtă vreme suntem datori, altcineva are drept de proprietate asupra unei părți din venitul nostru. Biblia este clară când descrie condiția celui care se îndatorează. E, Proverbe 22 cu 7 Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este slujitorul sau robul celui ce dă cu împrumut. Dar, totodată, Biblia recunoaște îndatorarea ca parte normală din realitatea socială a vieții pământești. Vechiul Testament recunoștea că vor exista mereu unii care vor avea banii de împrumutat și alții care vor avea nevoie să împrumute. Iar legea lui Dumnezeu reglementa cum să se facă îndatorarea aceasta fără să se ajungă la abuz. Citez doar un singur verset din Exod 22. Dacă împrumuți argint unuia din poporul meu, săracului de lângă tine, să nu te porți cu el ca un cămătar și să nu-i ceri dobândă. Problema aici este nu împrumutul, ci camăta, dobânda, dobânda chiar exagerată. În vechiul testament, a fi în stare să dai cu împrumut era semnul binecuvântării lui Dumnezeu, iar a fi nevoit să ceri împrumut era semnul absenței acestei binecuvântări. Citez un singur text din Deuteronom 15. Căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta, după cum ți-a promis, și vei putea împrumuta altor națiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut. Vei stăpâni peste multe națiuni, dar nimeni nu va stăpâni peste tine. În Noul Testament, împrumutul este considerat acceptabil. Nu am timp să vă port prin mai multe pasaje biblice, dar este un text din Roman 13 pe care îl voi citi unde vedem că împrumutul era acceptabil, datorile, nu neapărat asta rezultă din textul acesta, cât faptul că avem niște datorii ca cetățeni față de autorități, deci există niște datorii inevitabile, și creștinul cetățean trebuie să caute să fie liber de aceste datorii. Dar mai presus de toate datoriile, este una care rămâne în permanență și nu dispare, și anume datoria de a ne iubi unii pe alții. Ascultați Roman 13, de la 6 la 8. Din același motiv, să plătiți și taxele, pentru că autoritățile sunt slujitori ai lui Dumnezeu care se ocupă tot timpul cu aceasta, datoriile. Dați tuturor cele datorați. Taxe, cui datorați taxe, impozite, cui datorați impozite, teamă, cui datorați teamă, onoare, cui datorați onoare. Spunea Isus, dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, adică plătiți-vă taxele. Nu rămâneți datorii. Împliniți-vă această datorie. Dar. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că acela care își iubește semenul a împlinit legea. Datoria de a ne iubi unii pe alții nu se suspendă și nu poate fi împlinită niciodată în mod de plin, așa încât să zici, gata, nu mai am datoria aceasta. Avem o mică mare problemă de lămurit aici la chestiunea datoriilor. Noi trăim în ceea ce s-ar putea numi o societate a îndatorării sau un sistem economic social construit, fundamentat pe datorii. Fiecare dintre noi, în frunte cu mine, are cel puțin o rată, poate două, trei, cinci rate, prin care plătim un apartament, o casă, o renovare, o mașină, un frigider, un computer, o mobilă sau temir ce altceva. Unii au rate prin care își plătesc propria neghiobie de undeva din trecut. De vreme în viață, familiile creștine intră într-un dans al datoriilor și multe dintre ele nu ies niciodată din dansul acesta. Problema și mai mare este următoarea. O descriu în contrast cu Vechiul Testament. Recitez Exod 22, dacă împrumuți argint vreunui din poporul meu, săracului de lângă tine, subliniez, săracului de lângă tine, să nu te porți cu el ca un cămătar și să nu-i ceri, uh, nu ceri dobândă. În Vechiul Testament, aș putea să vă dovedesc cu toată Scriptura, există materie primă, multă, în Vechiul Testament se împrumuta din nevoie din nevoie extremă, se împrumuta pentru necesități. Am împrumuta semenul, era semnul unei lipse majore, adică am împrumuta banii. Era semnul unei crize acute, al epuizării tuturor posibilităților. A împrumuta era excepția, era o măsură Ultima atunci când erai într-o situație limită, erai la ananghie. Am promuta bani era semnul unui blestem, era o rușine în vremea respectivă. În societatea prezentă, a lua un împrumut bani este o normalitate. Este, aș putea zice, normalitatea felului în care funcționăm material. Nu este un lucru condamnabil, ci acceptabil. Nu este o rușine, este uneori chiar un motiv de fală. În prezent, când cineva ia un împrumut, omul nu jelește, ci sărbătorește. E obișnuit să spun condoleanțe cu i-și cumpăra case. <laughs> Câteodată. Împrumutul se face astăzi adeseori nu pentru nevoi, ci pentru dorințe. Nu pentru dorințe simple, ci pentru dorințe sofisticate și adeseori pentru pofte percepem îndatorarea nu ca pe o robie, cum zice Scriptura, ci ca pe libertatea de a ne împlini visurile și ambițiile. Este un obicei încetățenit între creștini și l-am auzit din gura multora. Dacă îmi dă banca bani, atunci e semnul că Domnul vrea să cumpăr cu tare sau cu tare lucru. Am spus-o deja într-o altă predică trecută, o repet, e o amăgire, e un raționament antibiblic, anticreștin. Tu când mergi la bancă, tu trebuie deja să știi dacă Dumnezeu vrea sau nu vrea să faci acea achiziție. Dacă e înțelept sau nu e înțelept să faci acea achiziție. Ușa trântită în nas din partea băncii, poate fi ultima șansă ce ți-o dă Dumnezeu să te trezești, într-adevăr, dintr-o aventură financiară periculoasă. Dar ușa deschisă a băncii nu are voie să fie criteriul după care tu determin voia lui Dumnezeu de a te avânta într-o aventură financiară. Nu ai voie să faci asta. Nu ai voie. Avem o minte atât de despălată de apele curentului cultural în care notăm, încât nu mai gândim limpede și nu mai gândim biblic. Adeseori nici nu ne mai punem problema că Dumnezeu ar putea gândi altfel decât noi financiar. Nici nu ne mai punem problema. Nu ne trece prin cap că Dumnezeu nu ar aproba cu tare și cu tare învârteala noastră financiară. Nu ne trece prin cap să-l întrebăm, să vedem dacă își pune ștampila sau nu. Timpuriu în căsnicia noastră, printr-un complex de împrejurări, și sper să le fie asta de folos tinerilor care se căsătoresc. O să insist să asculte și ei predica asta. Am ajuns la un moment dat să luăm o decizie pripită legată de cumpărarea unui apartament. Urma să se nască Patricia, locuiam în niște condiții improprii, oferta imobiliară acolo unde eram era extrem de limitată. Am ales un apartament cu două camere, în stil românesc, două camere, în terminologia belgeană, cu un dormitor. Dar asta e apartamentul la care ne referim. În dimineața, când urma să semnăm actele, văzătorul m-a anunțat că nu mai vinde. Între timp, Patricia se născuse, ne simțeam presați de circumstanțe, disperați, ne-am rugat, ne-am sfătuit și apoi îmi amintesc și acum cum am rescu am șoptit am spus tremurător cu jumătate de glas încercând să-mi dau eu mie curaj iresponsabil cred că Dumnezeu ne călăuzește să mergem spre cealaltă opțiune pe care o avem. Acum singura opțiune care ne mai stătea la îndemână era un apartament mult mai mare cu trei camere, două băi într o zonă cu potențial bun cu prețul pe măsură 175% mai scump, aproape dublu, decât apartamentul celălalt. Deja cu celălalt eram la limită. Ne-am avântat, l-am cumpărat, am făcut datorii neghioabe și am intrat în cei mai cumpliți doi ani din viața noastră din punct de vedere financiar. Această perioadă s-a încheiat doar atunci când ne-am pocăit și ne-am asumat eșecul nostru de a asculta de glasul lui Dumnezeu. Atunci, foarte interesant, s-a dezlegat binecuvântarea Domnului peste noi, care a transformat până și alegerea noastră proastă într-un instrument al lucrării sale în viața noastră. Am vândut apartamentul după 2 ani cu mai mult decât dublul prețului cu care l-am cumpărat. Ne-am plătit toate datoriile, am devenit din nou liberi, am fost nevoiți să ne mutăm din, și ne-am mutat din orașul respectiv și în plus Dumnezeu ne-a dat atunci un nou start financiar ca tânără familie. De atunci am rămas îngrozit de cât de înșelătoare este inima, cât de ușor poți să să-ți numești propriile dorințe ca fiind voia lui Dumnezeu și cât de aspră este robia datoriilor. După cum tot de atunci am văzut și puterea nebănuită a lui Dumnezeu de a transforma eșecul în binecuvântare dacă găsește pocăință și asumare. Și tot de atunci am păstrat o precauție extremă față de bănci și față de îndatorare. Nu de puține ori de atunci încoace am pus piciorul pe frână spre fericirea noastră, când eram orientat să ne avântăm în câte un împrumut care nu era înțelept sau nu era potrivit nevoii, ci era potrivit poftei noastre sau era bazat pe calcule nerealiste. Andy Alcorn oferă șase presupoziții greșite ale celui care are o rezistență scăzută față de îndatorare și se avântă ușor în datorii pentru tot felul de lucruri. 1 îmi trebuie mai mult decât mi-a dat Dumnezeu. Prima presupoziție pe care o ai. Când te avânti ușor în datorii, îmi trebuie mai mult decât mi-a dat Dumnezeu. A doua presupoziție, Dumnezeu nu știe cel mai bine care îmi sunt nevoile. A treia presupoziție, Dumnezeu nu s-a îngrijit de nevoile mele forțându-mă să iau problema în propriile mele mâini. A patra presupoziție, dacă Dumnezeu nu face cum gândim noi, putem noi rezolva problema. A cincea presupoziție. Pentru că venitul de azi e suficient să îmi plătesc ratele și mâine va fi la fel. Și mâine va fi la fel. Și a șasea. Circumstanțele actuale nu se vor schimba în următorii ani sau zeci de ani. Sănătatea mea va rămâne bună, îmi voi păstra slujba, salariul meu va ține pas cu inflația și Dumnezeu nu mă va îndruma în toată această perioadă spre o altă slujbă cu salar mai mic. Nici nu mă va îndruma să cresc nivelul dărniciei. Nimic nu se va schimba. Astea sunt presupozițiile celui care intră ușor în datorii și ele sunt tot atâtea fețe ale necredinței, ale necredinței și neascultării. Concluzia lui Elkern este demnă de citat aici. Una este să te încrezi că Dumnezeu va îngriji de nevoile tale prezente și alta este să abuzezi de El, dictând printr-o decizie de a te îndatora termenii în care El să-ți asigure viitorul. Prin alegerea de a ne îndatora, noi răsucim lui Dumnezeu mâna la spate, forțându-l să se îngrijească nu numai de nevoile noastre, ci și de dorințele noastre. Tulburător de onest. Citat. Câteva sfaturi concrete privind deciziile de intrare în datorii sau ieșirea din datorii. 1. Învață să prețuiești libertatea financiară mai mult decât dorințele și poftele tale. Învață să iubești libertatea financiară. Libertatea de a decide ce să faci cu banii tăi. Amintiți-vă de cele patru picioare de la masa părtășiei când împărțim banii în familie. Unul dintre ele era credincioșia. Dumnezeu este stăpânul, eu sunt administratorul banilor mei. Credincioșia îmi cere să împart banii discutând cu Dumnezeu, nu discutând cu inima mea nespus de înșelătoare și de deznădăjduiderea. Apoi este un alt picior al mesei părtășiei, recunoștința. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig iar dorința de îmbogățire sau lăcomia după lucruri îți întinde neîncetat capcane și una dintre capcane este să te avânți în împrumuturi nesăbuite al doilea sfat dacă ești în datorii fă tot ce poți fă orice să ieși din datorii orice Evident, povestea diferă dacă ai uh, o datorie la o bancă întinsă pe zeci de ani de zile sau dacă ești îndatorat la un prieten, pe termen scurt, sau dacă te-ai îndatorat la un cămătar. Da? Povestea e diferită. Dar dacă ai datorii, ținta ta trebuie să fie scăparea de datorii, ținând cont care apar în funcție de Locul de îndatorare. A menține când ai datorii același stil de viață, ca și cum nu ai avea datorii, este semn de nechipzuință. Disciplinează-te! Taie din toate părțile, coboară, așa cum spuneam data trecută, pe scara nevoi, dorințe, coboară de la fițe și dorințe de calitate la dorințe simple și la împlinirea nevoilor, fă din libertate scopul tău principal. Am organizat la un moment dat, în biserica pe care o păstoream atunci, un seminar pe tema gestionării banilor. Cred că era cu organizația Crown Financial Ministries. Era în biserică un frate care avea dificultăți financiare. Avea o mică afacere și era în dificultăți. Și unul dintre seminare a fost specific despre cum să scap de datorii. Cândva în săptămânile următoare l-am văzut pe fratele respectiv făcându-și treaba prin oraș cu o mașină veche și am fost surprins că știam că are o autoutilitară nouă. <laughs> Și l-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus: Am fost la seminar. Și în săptămânile imediat următoare mi-am vândut mașina nouă și mi-am cumpărat o mașină veche care face exact aceeași treabă. Ca să scap de datorii. Parte din planul meu de a scăpa de datorii. Nu e o rușine să devii liber. E o rușine să pretinzi mai departe că ești în afară ceea ce nu ești cu adevărat. Al treilea sfat pe care îl las aici. Dacă ești îndatorat, nu face pe generosul cu toată lumea. Nu satisface pretenții, așteptării ale oamenilor față de tine. Ospitalitatea, dărnicia și milostenile făcute din împrumuturi nu sunt semne ale evlaviei, ci ale prostiei spirituale. Ați auzit? Să repet. Ospitalitatea, Dărnicia și milostenile făcute din împrumuturi nu sunt semne ale vlaviei, ci ale prostiei spirituale. Dute și plătește-ți datoriile înainte să pretinzi că ești instrumentul Domnului pentru a te îngriji de nevoile altora. Nu face milostenii pe bani împrumutați. Domnul îți cere să administrezi banii pe care ți-i încredințează ție, nu banii pe care i-a încredințat altuia și pe care tu i-ai împrumutat de la el. Darul ospitalității înseamnă să-i ajuți pe sfinți să se simtă bine primiți și slujiți în nevoile lor, în casa ta, cu ce ai, puțin sau mult, nu cu datorii. Termină cu întreținerea imaginii tale de om generos și învață întreținerea, și învață să ți asumi datoriile, învață să fii autentic, asumă dacă ai eșecurile financiare, smerește-te și acționează înțelept, în libertate potrivit cu cine ești, în mod onest și autentic. Am cunoscut pe cineva care era dator într-un alt sens în sensul că nu-și plătise angajații. Scriptura condamnă foarte urât această formă de datorie pentru angajator, pentru șefi. Și în timp ce angajații sau foștii angajați îl drăcuiau, el îndrăznea să facă milostenii în stânga și în dreapta, pretinzând că face lucrarea Domnului. Și că astfel Dumnezeu îl va binecuvânta să poată să-și plătească angajații. Asta nu-i gândire creștină. Al patrulea sfat, foarte scurt, atenție, o datorie nu se acoperă cu un alt împrumut. Asta înseamnă să sar din lac în puț, cum zice românul. Nu poți repara gaura făcută de un cui bătând un alt cui lângă el. Nu se poate. Împrumuturile strică relațiile. Am încercat modelul ăsta, credeți-mă. Și nu funcționează. Și dacă ești în cercul ăsta vicios, că devine un cerc vicios, cere înțelepciune de la Dumnezeu ca să-l rupi și cum să-l rupi. Dacă ai nevoie de ajutor, spunem că îți dau niște sfaturi mai specifice. Al cincilea sfat, foarte important, foarte important. Învață diferența între datoriile inteligente și datoriile stupide și alege înțelepciunea în locul neghiobiei. Acum nuanțăm mai mult chestiunea datorilor, sporim discernământul. Datoriile inteligente, înțelepte, sunt rare și au două caracteristici. Prima caracteristică, datoriile inteligente te ajută pe termen lung să îți micșorezi cheltuielile sau sunt o investiție pentru viitor. De exemplu, cumpărarea unei case în loc să plătești o chirie, dacă anticipezi să rămâi mai multă vreme într-un anumit loc. Nu spun că asta trebuie să faci, Prima responsabilitate este să cauți călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru unii poate fi chiria, pentru alții poate fi cumpărarea unei case. Dar dacă primești călăuzirea să cumpere o casă, se aplică ceea ce spun mai departe. Trebuie să fii atent să cumperi casa după nevoie și potrivit cu puterea ta, nu după pofte și după scenarii optimiste în dansul tău cu banca sau cu finanțele tale. Aici două indicii mai obiective puțin. Rata pentru casa la care te avânzi, ar trebui să nu depășească mult chiria de care ai avea nevoie și pe care ți-ai putea o permite. Cam asta e un indiciu. Și un al doilea indiciu pe care spun uh, consultanții, valoarea casei să nu fie mai mare decât de două ori și jumătate venitul brut anual al familiei. Cam asta îți dă niște indicii aproximative legate de ce înseamnă normalitate pentru tine, fiindcă fiecare este diferit și funcționăm la nivel diferit și permitem diversitatea asta în trupul lui Hristos. Dar tu trebuie să determini înțelepciunea pentru tine. Ceea ce poate fi înțelept pentru altul nu este înțelept pentru tine. De asemenea, trebuie să ți cont de cheltuielile de renovare. Dacă cumperi o casă cu înțelepciune, pe termen lung te va ajuta să-ți micșorezi cheltuielile, iar după ce o plătești, rămâi cu o proprietate liberă de datorii. Dacă cumperi o casă cu neghiobie, ți-ar fi fost mai bine să fi rămas în chirie. Asta e un exemplu al um, primei caracteristici a datoriilor inteligente. A doua caracteristică. Datoriile inteligente sunt realiste și se bazează pe un plan realist de rambursare a banilor. Capcana în care i-am văzut pe mulți căzând, și în care am tins și eu, și aproape că am căzut de câteva ori, a fost efectuarea sau este efectuarea unor calcule optimiste în raport cu îndatorarea la bancă pe termen lung. Greșit! Până și Domnul Iisus își fundamentează o lecție duovnicească de ucenicie pe un exemplu de înțelepciune realistă, când spune în Luca următoarele cuvinte. Căci cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul în detalii, ca să vadă dacă are cu ce să-l termine, cu ce să ajungă la capăt. Pentru ca nu cumva, după ce îi pune temelia, să nu-l poată termina. Și toți cei care văd aceasta să înceapă să-și bată joc de el și să zică, omul acesta a început să construiască și n-a putut să termine. E datoria mea să evaluez nu optimist, ci realist și cu înțelepciune. Și e treaba lui Dumnezeu ca peste înțelepciunea mea în decizie să se îngrijească de necunoscutele viitorului și să mă ajute să ajung la capăt. Datoriile negioabe, în contrast cu cele inteligente, sunt datorii negative și destructive. Ele sunt datorii de consum, îndatorare pentru o vacanță, pentru mobilă nouă, pentru haine, pentru aparate tehnice scumpe, pentru mașini scumpe peste necesitățile și peste statutul tău. Aici intră și cardurile de credit folosite pentru tot felul de astfel de datorii mai mărunte sau mai mari de consum. Cei care intră în astfel de obiceiuri, intră într-un dans al poftelor care îl vor epuiza lent, vor suge toată vlaga din viața lui. Cineva asemăna aceste tipuri de datorii cu o travă cu efect lent care îți slăbește și îți distruge toată bucuria de viață și toată libertatea de a alege. Din punct de vedere duovnicesc, cei care au astfel de obiceiuri nu pot să fie buni creștini ori câte silințe și-ar da. Nu pot să fie buni creștini. Chiar dacă se strofacă din toate puterile să fie. Deoarece ei îl scuipă în față pe Hristos și îi spun, tu nu meriți să fii domnul inimii mele, nici stăpânul dorințelor mele, nu vreau să fiu robul tău, vreau să rămân robul propriilor pofte. Oricât s-ar strădui să fie bun creștini, nu reușesc, fiindcă ei neagă domnia lui Hristos peste dorințele inimilor. Și un astfel de credincios care se joacă cu astfel de datorii, este o întristare adâncă în inima Tatălui și nu prea este de mare folos în ce privește lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Am citat deja versetele din Roman 13, în care Pavel leagă interesant libertatea față de datoriile financiare, de libertatea de a ne împlini datoria permanentă, de a, ne, de a iubi pe semenii noștri. Următoarea și ultima prioritate pe care o avem în vedere este bucuria negrăită a dărniciei, libertatea de a iubi pe semenii noștri cu banii noștri. Pe asta nu o să o tratez la fel de pe larg, dar ne nădăjduiesc să aveți puterea ca să intrăm și în aceasta, fiindcă sunt concediile pe noi și Vreau să rotungim, să încheiem această, această miniserie. Am gândit că este folositor să zăbovesc pe tema datoriilor, fiindcă dacă nu obținem aici libertate, nu putem intra la prioritatea aceasta și să avem, cum am zis, libertatea și bucuria de a-i sluji pe semenii noștri prin banii noștri. Um, Vreau să vă spun o poveste care face mai mult decât uh, 10 principii seci. E vorba de povestea lui John Wesley, care alături de fratele său Charles și de George Whitefield au fost folosiți de Dumnezeu în secolul XVIII să schimbe radical fața Angliei. Și pe urmele lui a rămas curentul protestant, biserica uh, numită metodism, biserica metodistă. Și povestea lui ilustrează bine câteva lecții specifice legate de dărnicie și cu câteva lecții specifice legate de dărnicie vom încheia. Povestea. Se pare că este un moment în viața lui Wesley în care a început un obicei pe care el l-a continuat toată viața sau niște principii pe care și-a clădit toată viața din punct de vedere financiar. Wesley... Tânăr fiind, tocmai cumpărase niște tablouri pentru camera lui. Și la ușa lui a venit una dintre cameriste, clădirea, campusului în care era, avea uh, aceste cameriste. Era o zi de iarnă și a observat că această cameristă nu avea pe ea decât o rochiță subțire și era vânătă de frig. Și a fost așa de milă de ea încât a băgat mâna în buzunar ca să îi dea bani să-și cumpere o, ro o rochie sau ceva, un șal mai gros să se încălzească. Și în buzunar mai avea numai niște resturi de bani ce mai rămăsese pe urma cumpărării tablourilor. L-a șocat ideea că lui Dumnezeu nu i-a plăcut felul în care a cheltuit banii și s-a întrebat: Oare va spune stăpânul meu, bine, rob bun și credincios, tu ți-ai împodobit pereții cu banii cu care ai fi putut să ferești de frig această beată făptură înghețată. O dreptate, o milă, oare nu sunt aceste picturi sângele acestei sărmane fete? Ăsta a fost impactul pe care l-a avut momentul respectiv asupra lui. Probabil că în urma acestui incident, a început Wesley în 1731, atenție, avea 28 de ani, în 1731, să-și limiteze cheltuielile pentru a putea să dea mai mulți bani săracilor. În consemnările lui găsim că într-un an a avut un venit pe tot anul de 30 de lire, din care 28 de lire a cheltuit pentru nevoile sale și două lire le-a dat săracilor. Impresionant, nu-i așa? <gântu -i> nu, deloc. Acea impresionant abia de acum urmează. În anul următor, veniturile lui s-au dublat. El a continuat să trăiască cu 28 de lire și a dat 32 de lire săracilor. În al treilea an, venitul său a urcat la 90 de lire. El are jurnale, își, ține, își ținea toate lucrurile foarte bine uh, organizate. Așa că știm datele astea. El a continuat să cheltuiască 28 de lire pentru sine, pe an, dăruind 62. În al patrulea an, a câștigat 120 de lire, a trăit cu 28 de lire și a dăruit 92 de lire săracilor. Wesley... Mai departe, mai târziu în viață, predica despre obligația creștinilor de a da nu numai zeciuială, ci tot ce rămâne după ce familia și creditorii și-au luat partea. De a dărui mai departe. El credea că atunci când crește venitul, trebuie să crească și dărnicia noastră. Chiar și atunci când venitul său s-a ridicat la mii de lire anual, el a continuat să trăiască simplu, arătându-se grabnic să dăruiască uh, surplusul său de bani. Într-un an, venitul său a depășit 1400 de lire, a păstrat pentru sine 30 de lire și pe ceilalți, pe toți, i-a dăruit. Când a murit în... Uh, 1791, singurii bani menționați în testamentul său era mărunțișul care se va fi găsit în buzunare și prin sertar. Și, evident, după aia s-au căsătorit, au fost și alte nevoi care au apărut, se schimbă stilul de viață, dar principiul rămâne. Acesta este un exemplu, hai să zic, foarte radical. Dar cred că este unul care ne transmite niște principii spre care, pe care ar fi bine să le interiorizăm și un ideal spre care ar fi bine să tânjim și să creștem în felul în care ne conduce Dumnezeu. Iată câteva lecții ale dărniciei pe care vreau să le punctez în, în finalul șederii noastre în cuvânt. Întâi, Sfințirea unei părți din venit exclusiv pentru scopurile lui Dumnezeu, pornind de la Zeciuială, nu este plafonul dărniciei, ci este pragul de jos al dărniciei. De acolo pornim, nu acolo trebuie să ajungem. Nu la Zeciuială ne silim să ajungem, de acolo pornim în credință și de acolo mergem în sus, cât ne ține, o să vedem mai departe, evident, credința în Dumnezeu. Um, după ce a dăruit deja partea Domnului, rămâne lupta fiecăruia de a administra restul banilor. Pentru unii, banii care vor rămâne nu vor fi suficienți nici măcar pentru a ajunge la un stil de viață pe care l-am considerat decent în condițiile de viață actuale. Pentru alții va fi suficient, iar alții vor avea mai mult decât suficient. Întotdeauna va exista această diversitate în poporul lui Dumnezeu. Dar ceea ce e frumos e că partea Domnului Zeciuala permite până și celui mai sărac dintre copiii lui Dumnezeu să aibă ceva de dat pentru împărăție. Pentru că partea e sfințită. Într-o biserică pe care am păstorit-o la țară, în România, când am vorbit despre asta, câțiva dintre tineri au dat zecială, au făcut angajamente și când am văzut suma, am zis, asta e a zecea parte din alocație. Și știam că familiile lor, care aveau 3, 4, 5, 6 copii, se bucurau că erau singurii bani constanți care intrau în casa lor. Și -ă, alocația era, era de rușine. Era cât un zece pâini sau ceva de genul ăsta. Și ei au pus deoparte banii de o pâine zeciuiala pentru Dumnezeu, din sărăcia lor. Asta e frumusețea uh, sfințirii unei părți din venit exclusiv pentru Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl menționez aici, este important să îți stabilești un stil de viață cu ochii la veșnicie și dacă Dumnezeu te ajută să-ți împlinești nevoile și dorințele uh, simple, să dezvolți, să cultivi obiceiul, să simți cu alții în necazurile și în nevoile lor. Să înveselești pe alții cu dragoste arătată prin dărnicia ta. Asta înseamnă că oricât câștigi, trebuie să fii atent ca nu cât câștigi să stabilească stilul tău de viață, ci tu să stabilești stilul tău de viață împreună cu Dumnezeu ca să nu aluneci într-un stil de viață caracterizat de cheltuieli exagerate, de aruncarea banilor pe lux, pe fițe, pe obsesii, de urmarea, cum ziceam data trecută, a gărgăunilor din minte și a poftelor din inimă. Dacă Dumnezeu te binecuvântă suplimentar peste nevoile și dorințele tale legitime în plan material, întreabă-te dacă Dumnezeu nu vrea pentru că cu siguranță Dumnezeu vrea să devii un instrument mai bun în a-i binecuvânta pe alții. Interesant este felul cum abordează Pavel în Efeseni problema furtului când îi cheamă pe credincioși la sfințire. Citez FSM 4 cu 28. Cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile Lui la ceva bun. Și aici e partea surprinzătoare, ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Opusul furtului nu este munca, pentru că munca o poți face în mod egoist și pentru tine. Opusul furtului este dărnicia. Dacă nu iei de la cineva, opusul este să dai, să muncești ca să ai de dat. Asta înseamnă că muncim nu doar ca să avem, să avem mai mult, să împlinim mai multe dintre dorințele noastre, dintre poftele și fițele noastre, cum ne învață societatea de consum, ci muncim ca să avem ce să dăruim, nu doar să ne împlinim nevoile, ci și să ne aplecăm spre nevoile altora. Evident, mulți trăiesc sub un nivel decent, și s-ar putea ca lupta ta în prezent să fie să ajungi la un nivel mai decent de viață. Dar dacă zeciuiala este poarta de intrare în aventura credinței, dărnicia este aventura credinței. Dărnicia este aventura credinței. Mărimea sau intensitatea acestei aventuri va depinde direct de măsura credinței tale. Evident că măsura dărniciei va depinde de cât câștigi. Nu poți să dai ceea ce nu ai. Dar și mai mult va depinde dărnicia ta nu de cât câștigi, ci știi de ce? De mărimea credinței pe care o ai în Dumnezeu va depinde. Va depinde de mărimea dragostei pe care o ai pentru semeni. Va depinde de mărimea nădejdii pe care o ai în moștenirea ta veșnică. Vor fi mulți care vor câștiga mult și vor dărui puțin. Și vor fi mulți care vor câștiga mai puțin și vor dărui mai mult. Pentru că au credință mai mare, au dragoste mai mare și au o speranță mai mare în răsplătire. Înaintea corintenilor care formau o biserică bogată, Pavel laudă dărnicia macedonenilor spunând... Belșugul bucuriei lor plus sărăcia lor mare, au generat o abundență de generozitate din partea lor. Mărturisesc că ei au dat de bună voie, atenție, după puterea lor și chiar peste puterea lor. Ce te face să mergi dincolo de puterile tale când vezi o nevoie masivă? Credința, nădejdea și dragostea. Asta te împinge dincolo chiar de puterile tale. Al treilea și ultimul sfat pe care îl las aici, când dăruiești, trebuie să alegi nu doar suma pe care o dăruiești, ci și inima cu care dăruiești suma respectivă. Pentru Dumnezeu contează mai mult motivele cu care dăruiești decât suma de bani pe care o dăruiești cuiva în nevoia lui. Întotdeauna vor fi unii care vor da din motive greșite, iar alții care vor da din motive corecte. Când dăruiești, trebuie să alegi cu cine votezi, în ce partidă din cele două intri. În Biserica Primară, Barnaba a vândut un ogor. Toți banii a dăruit bisericii pentru susținerea săracilor din Ierusalim. Era o problemă mare de tot în Ierusalim cu sărăcia în vremea respectivă. La cum, după imaginea pozitivă în biserică pe care a dobândit-o Barnaba, și dorim și ei să fie văzuți așa, dar la cum și să rămână cu cât mai mulți bani în buzunare, Anania și Safira, au având și ei un ogor, au mințit pe Apostol că au dăruit toți banii bisericii, în timp ce pe ascuns au păstrat o parte din bani pentru ei. Dumnezeu i-a dat lui Barnaba un nume bun într-o biserică, iar pentru Anania și Safira a pregătit câte un coșciug și un drum spre cimitiră. Nu din pricina sumei. Poate că suma parțială dată de Anania și Safira a fost mai mare decât suma totală pe care a dat-o Barnaba. Nu știm. Dar nu din cauza asta, ci din cauza motivației cu care au dăruit. Așa că, pentru Dumnezeu contează mai mult motivele pentru care dăruiești decât suma pe care o dăruiești. De aceea Iisus apreciază o văduvă care dă două, doi lepta, două lepta, o lepta era a 128-a parte din plata pe o zi. Împreună, două lepta erau bani de o pâine. Erau un euro, un euro jumate. Și Isus o apreciază mai mult pe această văduvă săracă decât pe bogații care dăruiau din avutul lor fără să își dăruiască inima lui Dumnezeu. Dar această femeie, prin sacrificiul pe care l-a avut, dăruind ultima pâine pe care o avea pentru astăzi în casă sau pentru mâine, ea mărturisea că se încrede în Dumnezeu pentru ziua de mâine și Dumnezeu a văzut inima ei și Isus Hristos a apreciat-o. Suntem la finalul acestui mesaj și a acestei serii. Nu consider tema administrării banilor epuizată nici pe departe, dar consider că Dumnezeu ne-a lăsat niște lucruri care merită luate în minte, în inimă, în viață și transformate în obiceiuri financiare noi ca să onorăm pe împăratul împărăția și sacrificiul lui Hristos la cruce pentru noi. Cel puțin o prioritate îmi rămâne pentru o altă ocazie, înțelepciunea gândirii în perspectivă, economisire, multiplicare, investiție, intrăm pe un alt râm aici și și acesta este valid din punct de vedere biblic. Nu avem timp. Acum, dar în final, aș vrea împreună cu mine, să transformăm rugăciunea lui Pavel pentru tesaloniceni, pe care am spus-o la început, în rugăciunea noastră personală, acum, la final. Și vă invit să spuneți după mine, Doamne Dumnezeul nostru, fă-ne demni de chemarea Ta și du-La îndeplinire cu putere orice intenția noastră de a arăta bunătate și orice lucrare a credinței noastre, astfel încât numele Domnului nostru Isus să fie glorificat în noi și noi să fim glorificați în El, Potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Isus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu spre slava împăratului și a împărăției sale și toată biserica zice: Amin, ajută-ne Doamne. Amin.